Bun găsit, dragi prieteni! Am depus astăzi, alături de mai mulți colegi de-ai mei, o inițiativă legislativă prin care modificăm legea muzeelor, de asemenea manieră încât copiii și tinerii până în 18 ani să aibă gratuitate la accesul în muzee și colecții private care se află în proprietatea statului sau mai bine zis a autorităților centrale și sau locale. De ce am făcut acest lucru? Pentru că în ultima perioadă am avut multe interacțiuni cu asemenea tineri care au ridicat această problemă pentru că au oareși ce constrângere financiară pentru a-și achiziționa bilete sau bonuri de intrare la mai multe astfel de instituții culturale. Totodată, aceste muzee pot fi excelente spații de dezbatere istorice, culturale, sociale sau pe diverse teme. În altă ordine de idei, pot fi excelente instituții prin care tinerii noștri pot învăța cultura, arta, știința, spiritualitatea poporului român. În altă ordine de idei, această inițiativă legislativă încearcă să ofere posibilitatea mai multor grupuri demografice care au o constrângere financiară să facă parte din diversitate, să facă parte dintr-o diversitate sau dintr-o dimensiune inclusivă. Ca atare, vă informez pe această cale că ăsta este motivul pentru care am depus inițiativa legislativă. Vă voi ține la curent cu demersul acesta. Vă mulțumesc tare mult și vă urez o zi plăcută!